Prorocie din 20.11.2021 prin ucenicii Gergeli. Așa vorbește Dumnezeul Israel, Dumnezeul oștirilor. Ridică-te, viteazule, din ațipit. A venit timpul să strigi de pe acoperișul casei adevărul. Să nu pui la îndoială cuvântul meu. Eu sunt Dumnezeul tău care m-am îngrijit de tine și nu te-am lăsat cu niciun chip. Acum ascultă și spune poporului meu. Este timpul să se întoarcă la mine cu toată inima. Nu mai strângeți lucruri care le mănâncă rugina și molima. Opriți-vă. În scurt timp, în foarte scurt, am să încerc orice familie în parte. Mulți se vor lepăda de mine, Dumnezeu care i-am scos din robie. Mă vor părăsi și mulți vor cădea în păcate mari. Vor judeca pe fraților, își vor împietri inima și se vor abate de la poruncile mele. Atunci și eu îi voi lăsa în pornirea inimii lor întunecate. Foamete, urlete și bocet vor fi în casele lor. Doar un număr mic vor crede și vor zice, Domnul este stânca mea, aceea nu îi voi lăsa cu niciun chip. Îi voi hrăni cu pâine și voi da apă curată și nu vor duce lipsă de hrană, că eu însumi mă voi îngriji de ei. Boala nu îi va lovi, foametea nu va fi în corturile lor și frică nu va fi în inima lor, căci eu, Domnul, voi fi cu ei până la capăt. Iar cât despre ceilalți, care s-au îndepărtat de mine, vor fi alergați pe 7 drumuri, se vor mânca unii pe alții și vor fi secerați iute ca iarbă, zice Dumnezeul oștirilor. Amin.